Bună seara și bună, v-am găsit la audiția Laurențiu Boss. Facem și noi aici nea puțin conversație cu toți băieții ăștia care sunt plecați pe la Brăila, Constanța, Austria. Bă, pe vă rog eu frumos, bă. Puneți și voi telefonele la încărcat, nu merge și voi cu mâna goală în buzunar. Mergi și voi, vă dați mare și tare că aveți și voi 2% baterie și vorbiți și voi la telefon la vrăjară. Păi bă, oameni bă, mă, puneți-o mă telefonul, dar cred că drăge... Stăți la șefa și eu tocmai stați. Stați pe Instagram, mai ieși și voi pe Instagram, că ăla vă mâncă nervii și... Vezi să descarcă și telefonul. Eu vă zic cu adevărat. Nu la vrăjară, vă zic faceți eu. Ieșiți pe Snap. Lăsați să snap un pașe, că nu-i de voi. Snap-ul e de oameni maturi, nu de oameni de copii, de ginestre, de treburi. Se snap. E de oameni serioși care se caută în afaceri, nu în voi. Vă căutați pe snap. Spun oamenii poze că nu, că au de discutat treburi, afaceri, dar nu altceva. Dar vă rog eu, mă, puneți-o și voi, telefonul ne-a căcat, aveți grijă ce faceți. Ăștia cu 2-3% baterie vă dați și voi perveși. Unde meriți. Stați în banca voastră, mă. Numai poc vă face oamenii și de cu telefonul vostru la John Lev. Vă dați și voi la Apurial acum, mă. Vorbiți și vorbiți la telefon, poc vi se închide telefonul. Bă, așa faceți. Stați și voriți. Nu e așa. Nu zic eu, vedeți? Stați așa, vă salutați, omenește pe Facebook, când vă cunoașteți. Ăștia care nu prea știu cum să se cunoască, de exemplu. Hai că v-am pupat pe tot, vă iubesc, vă salut pe toți, toată lumea fără nicio diferență. Salut, salut, ceau. Salut, Andreea, te iubesc, ceau.